colegii mei, bună seara, dragele mele. Astăzi este 8 martie, da? Zi care, eu știu, dă posibilitatea domnilor, mai ales, să fie foarte gentil cu doamnele, să le aducă flori, bijuterii, rochii frumoase, pălării frumoase. Cum am intrat aici în casă la doamna Romanița Iovan, la care am venit să o salut atât din partea mea cât și din partea domniilor voastre, pentru că știu că multe doamne o iubesc, nu te pot iubi toate, că asta e situația. Am văzut niște pălării pe care o să vi le arăt și voi imediat, superbe, mi le-am probat. Vezi, totuși, femeia acum dă de un atelier de modă, de fapt aici o pot să spun că e un atelier de creație de modă. Eu, doamna Romanița Iovan, văd că e o mare artistă, acum m-am convins încă o dată și îmi pare rău că n-am fost mai de mult aici. Deci ne aflăm nu în casa Romaniței Iovan, ci în atelierul, așa se spune? Atelier, da. În atelierul de creație, care este superb. Le invit pe doamne să vină să vadă cu ochii lor. Le invit cu mare plăcere. De altfel, ne pot găsi în orice zi a săptămânii, mai puțin sâmbătă și duminică, bineînțeles. Și de aceea existăm de 18 ani. Ți-am spus la telefon că în vara acestui an se împlinesc 18 ani de activitate și, nu știu, au trecut atâția ani, mie nu mie să cred, sunt foarte mulți în domeniul modei și în domeniul privat al modei, pentru că de altfel am o experiență înainte ca și model, dar 18 ani de activitate practic privată în domeniul acesta și sunt o grămadă de cliente, doamne și domnișoare, care ne-au călcat pragul de-a lungul timpului. Multe dintre ele ne-au rămas fidele și ne aducem aminte cu plăcere de primii noștri ani și de altfel și dânsele au crescut odată cu noi. În sensul că fiind marea majoritate femei de afaceri, au fost la un moment dat în început de carieră și acum sunt pe cai. Mari, cum se spune, da, pe cai mari. Exact. Păi să știi că te-am invitat astăzi de 8 martie, Romanița, pentru că tu ești un model așa pentru femeile care știu ce vor, nu? Pentru femeile care știu ce vor, care și-au luat soarta în mână imediat după anii 90 și, uite, în 18 ani ai reușit să fii cunoscută nu numai în țară, ci și în străinătate. Am înțeles că tot ceea ce faci tu, creațiile tale sunt cunoscute în America. În... Da, am participat în ultimele trei evenimente de profil la Festivalul de Couture de la New York. Am vrut de data aceasta în februarie să am o pauză pentru că am avut alte priorități, dar cu siguranță din toamnă vom reîncepe să mergem la New York. New York este un oraș special, chiar am avut mare plăcere acum vreo două zile când, butonând la televizor, am prins la un moment dat un reportaj interesant despre unul din arhitecții de seamă ai New Yorkului. Vorbesc de un arhitect din 1800 și 1900 început de, care a reușit să schimbe fața acestei metropole și cu atât mai mult acum mă uit cu alți ochi către acest oraș deosebit și plin de istorie, în același timp foarte modern, dacă ne referim la zgârie nori, și de-abia aștept să mă reîntorc acolo. Da? Da. Nu ți-e frică să mergi 12 ore cu avionul? Nu mi-e frică. Sunt 11 ore. E, într-adevăr, destul de incomod, dar la ideea că ajungi acolo într-un loc atât de deosebit și încărcat de evenimente, e o agitație maximă și chiar îmi place foarte tare. Dar vreau să întreb ceva, vezi, New York-ul, și se spune că America este țara unde oamenii se îmbracă foarte simplu, foarte sportiv, foarte... Tu mergi cu niște creații sunt într-adevăr superbe, foarte elegante, foarte... Se îmbracă cineva... Este un eveniment de couture până la urmă, da. toți care participă vin cu creații deosebite. Și sunt momente în viață când trebuie să te îmbraci foarte elegant. Sunt recepții, sunt evenimente speciale. Este Oscarul, n-am ajuns până acum să îmbrac pe nimeni la Oscar, dar nu se știe niciodată. Nu se știe niciodată. Și de altfel, și eu dacă
mă gândesc la vestimentația mea pe care o folosesc când parcurg sute și kilometri pe jos în New York, pentru că merg foarte mult pe jos, nu mă îmbrac în aceste rochii, evident, mă îmbrac foarte casual, foarte sport. Deci e normal. În funcție de eveniment și în funcție de momentul zilei, te îmbraci și corespunzător. Dar spune-mi, în afară de New York, ai mai fost și în alte orașe mari să-ți prezinți? Am fost în începutul de carieră, în 93, acum 16 ani, îți dai seama, da. Deci chiar eram la început, în Emiratele Arabe. A fost prima mea deplasare de acest gen în străinătate și a fost, zic eu, un lucru bun pentru mine, că mi-am dat seama că pot să fac față unor astfel de ocazii și evenimente și m-a stimulat foarte mult acea ieșire. A fost un eveniment organizat de Biroul de Turism pentru Tineret în ideea de a promova turismul românesc în Emiratele Arabe. Și au fost 3 seri românești într-un hotel de lux din Abu Dhabi. Acolo am participat cu prezentare de modă în fiecare seară. Era bucătărie românească, dans românești și prezentare românească de modă. Da. Și pot să spun că m-am bucurat că am fost invitată și de altfel ți-am mărturisit că a fost pentru mine un lucru foarte bun, că m-a încurajat acea deplasare și uite că după încă 16 ani se întâmplă să împlinim cei 18 ani majoratul și de altfel să avem această experiență de a fi mers la New York în ultimii 2 ani și suntem invitați la Marbella de prințesa Cornelia Sturza. Ce frumos! Da, datorită New York-ului. Asta spun, că New York până la urmă este o rampă de lansare și nu poți să știi de unde sare iepurele, cum este proverbul, pentru că iată o invitație importantă și interesantă din partea doamnei Sturza, care vine tocmai datorită faptului că a urmărit prezentările mele de la New York pe net și a fost o surpriză să o aud că ne vrea la Marbella și probabil că vom merge în această vară. Noi gândim de fapt o serie de evenimente care să marcheze împlinirea celor 18 ani de activitate și sper ca evenimentul culminant, care noi l-am vrea să fie chiar pe 4 iunie, când se împlinesc cei 18 ani, să fie o retrospectivă a casei de modă, să încercăm să facem o prezentare de modă unde retro, să venim, da, și cu vestimentație de-a lungul vremii. Ce frumos! Ce și unde vrei să faci asta? Este o locație la care m-am gândit de mult. Nu vreau să o divulg deocamdată, că e foarte specială. Aici în București? În București și trebuie niște aprobări mai speciale și sper să reușim să obținem acele aprobări. Deci n-aș vrea să spun că nu știu dacă... Dar poți să mă consider invitată? Da, bineînțeles. Ești invitată a evenimentelor mele de o vreme încoace, de ceva ani. De ceva ani. Așa, așa că e. Cu mare plăcere. Păi știi, eu prima dată te-am văzut pe tine la televizor, la Femei de Succes ceva, era o emisiune, acum 7-8 ani. Da. Și îmi spune, cine-i fata asta? Și frumoasă și foarte spiritoasă, așa, excelent. Nu mai știu cum am ajuns să te cunosc, dar eu mereu spun că ce vrea Dumnezeu să întâmple, se întâmplă la urmă, da. Știi? Că le-am spus telespectatorilor, din prima m-am considerat prietena ta, dar de când m-ai așteptat atunci în ușă, când am venit la tine acasă și am simțit că te cunosc de o viață, ceea ce e o chestie nemaipomenită. Da, e un feeling. Un feeling. Uite, azi dimineață când am plecat, inițial îmi pregătisem altceva să mă îmbrac. Și în ultimul moment, când am uitat la știri că e frig totuși în București, știam că o să fie foarte calm și ziceam, nu, mă îmbrac așa și îmi pun negru. Sunt sigură că și romanița o să fie îmbrăcată în negru, da. Fără să mă înțeleg cu tine. Și când m-ai aștepta pe scări, într-adevăr și tu erai îmbrăcată în negru. Da. Vezi o chestie foarte... Iarăși, două poate... blonde îmbrăcate în negru. Amândouă în negru. Da, da. Spune-mi, romanița, hai să mai luăm puțin de capo, pentru că nu știu dacă telespectatoarele noastre își mai aduc aminte de cum ai început tu să faci această afacere? Deci tu erai cunoscută în București și nu numai în perioada de înainte de 89, că erai lucrai la centru de creație, erai fotomodel, da. Cum se chema atunci? Fotomodel, da. Tot fotomodel. Manechin fotomodel. Manechin fotomodel, erai una dintre, alături de Dumnezeu să o ierte, mele. Cât a făcut un an de când a murit? Nu, acum. Acum trebuie să facă un an, da. Acum.
Știi, n-am șters numărul ei de mobil de pe telefon. Nici tu nu l-ai șters? Și m-am mai uitat la emisiunile pe care le-ai făcut tu. Eram noi două împreună la mine acasă și... Da, când a venit ea, da. Da. Și... Am emisiuni cu ea, le-am mai dat. Nici acum nu vine să cred că s-a dus. O ființă atât de veselă. Și un om foarte bun. Și de la lansarea cărții m-am uitat la emisiunea ta și... Frumoasă a fost și emisiunea aia. Mi-a plăcut tare mult, să știi. Păcat. Dar... știi, ironia soartei, am făcut o emisiune la ea, la atelierul ei, sau nu atelier, lucra undeva, sau avea ea un birou, nu mai știu cu ce, bun, și vorbea despre o situație neplăcută în care trebuia să ia niște bani, că ea trecea printr-o perioadă mai dificilă din punct de vedere financiar și se pare că tocmai acum se terminase procesul, urma să ia o sumă mare de bani de pe niște pământuri din Dobrogea și uite, vezi, asta este. Păcat, o fată deosebită, Dumnezeu să o odihnească. O să dau, bineînțeles, în continuare emisiunile ei, care au fost foarte apreciate, la fel ca și cele realizate cu tine, știi? Hai să o luăm puțin da capo, ca să le aducem aminte. Astăzi de 8 martie, doamnelor, cum poți să promovezi când chiar vrei să faci ceva? Că nu ți-a fost nici ție ușor, nu? Erai foarte bogată? Nu, la început? Da, da, așa, începutul, până la urmă, poate fi considerat acel moment al destinului, când am intrat la facultate și pentru că nu intrasem din prima, am hotărât, având 20 de ani, deci neamai având 18 ani, să dau la seral. Și am zis eu că ar trebui să mă întrețin totuși, la un moment dat, să nu mai fiu dependentă de părinți. Și atunci hotărârea asta mea de a da seral implica, pe vremea lui Ceaușescu, să ai și un serviciu, un loc de muncă. Și întâmplarea fericită a vieții a fost de a ajunge... în posibilitatea de a mă angaja la Centrul de Creație UCECOM, eu deja fiind studentă. Chiar și cum te-au remarcat cei de-a? Nu m-au remarcat. A fost un articol în ziar, în România Liberă, articol pe care mama l-a văzut și ea, până la urmă, mi-a sugerat să mă duc la concurs, pur și simplu. Deci era scos la concurs, sau erau scoase câteva, două, trei posturi de manechin fotomodel. Și pur și simplu, studentă fiind deja în anul întâi și având nevoie de un loc de muncă, după ce eșuase o încercare de a mă angaja chiar pe profil, deci practic trebuia să mă angajez în profilul pe care urma să mă pregătesc, sau la care urma să mă pregătesc, era vorba de turism, făceam management în turism, și atunci mă îndreptasem către turism. Nenorocul sau norocul, până la urmă pot să spun, n-am găsit în turism în momentul în care am căutat și întâmplarea a fost să mă duc la Centrul de Creație UCECOM, acolo să fi plecat cu un timp în urmă o colegă în străinătate și să fi rămas locul vacant, dar în același timp urma să fie o prezentare de modă, iar dimensiunile mele se potriveau foarte bine cu ale ei, colecția ei fiind în momentul acela descoperită. Și gândindu-se cei de la UCECOM că aș fi potrivită să-i port colecția în prezentarea care urma peste vreo lună, ceva de genul ăsta, m-au angajat. Și așa a fost, până la urmă, momentul meu, intrarea mea în lumea modei în 1986. Vine Revoluția și după Revoluție, sau mă rog, la puțin timp după Revoluție, m-am gândit serios ce să fac cu viața mea. Pe de o parte terminam facultatea și pe de altă parte aș fi avut posibilitatea să lucrez în lumea modei în străinătate ca manechin. Dar având 25-26 de ani, m-am gândit că sunt deja la apusul carierei. În străinătate, la vârsta asta, deja nu mai ești chiar atât de competitivă, ca să spun așa. Ei sau ele încep meseria la 14 ani, 15 ani. Și, până la urmă, am contrabalansat așa cam ce ar însemna să continui meseria în străinătate și ce ar însemna să încerc eu să fac un business privat în România. Și am zis că mai bine tânără femeie de afaceri decât manechin la sfârșit de carieră, cum aș spune acum. Și am început. Și cum am început? Am început cu un calendar, dragă. Am făcut calendarul unei companii multinaționale
gândindu-mă că am contacte și am și manechine, știu și fotografi, știam și tipografii, am făcut un proiect pentru un calendar și cu colegele mele, fostele mele colege, am reușit să pun la punct tot ce înseamnă realizarea lui și l-am... Dar tu aveai, totdeauna știi că ai așa un talent deosebit și pentru desen trebuia să ai, pentru pictură. Da, până la urmă, asta e un talent care l-am moștenit, nu m-am pregătit într-un mod serios, pentru că am făcut ASEU, deci n-am pregătire sigur de niciun fel în sensul ăsta. Dar gândindu-mă așa la familie, bunicul meu picta, veșoara mea e arhitectă, deci ceva în gena noastră. Și am văzut că tatăl tău este un intelectual fin, un poet chiar, un scriitor. Da, de la el am moștenit gena artistică și de la mama pe cea pragmatică, practică. Mama și, e mai pragmatică? Mai da, și da. Stilul ei de afaceristă, ca să spun, într-un fel. Deci, pe lângă pregătirea economică, e clar, dar am probabil moștenit... Sigur, pentru că asta este ceea ce faci tu. În sânge e ceva acolo care mă ajută și flerul ăsta al afacerii. Până la urmă trebuie să ai un Sunt convinsă. E, și de aici s-a pornit până la urmă business-ul. Sigur că iubirea mea din tâi moda, am vrut să o valorific cât totdeauna ți-a plăcut să fii în domeniul ăsta? Da, mi-a plăcut din momentul în care am intrat. Îți dai seama că ăsta e aerul pe care l-am respirat și uite că respir de peste 20 ceva de ani și cred că nu o să mă satur de el nici... Niciodată. Niciodată, da. Mi-am înființat casa de modă și am încercat să fac prima colecție. Între timp, am intrat în comerț. Deci am făcut importuri de încălțăminte gen espadrile din China. A fost al doilea business. Un business care mi-a creat fonduri suficiente pentru a-mi lansa prima mea colecție. Prima mea colecție care a fost în 92. Cu banii pe care, am câștigat din papucei, zic eu, așa, așa. Mie să mă alint cu papucei, că de fapt cam asta erau. Era un business interesant care, într-adevăr, m-a ajutat mult în, sigur. În prima fază, știi? Și, de altfel, cum spuneam, în octombrie 92 am avut prima mea colecție și de atunci am încercat să dezvolt business-ul de modă cât am putut mai bine. Între timp am adus branduri de încălțăminte internaționale, am adus un brand internațional de pălării, am adus un brand de confecții de lux. Dar pălăriile astea sunt creația, tot creația, nu, da? Nu, astea sunt de import. Deci de import? De la una dintre foarte cele elegante, mai mari... Să nu dai numele firmei, că nu e voie, dar cunoscut. Foarte elegante. Este una dintre cele mai cunoscute branduri de pălării din lume. De altfel, au o istorie nemaipomenită și multe dintre pălării s-au folosit în filme de mari regizori și de mari artiști. Unul dintre ei este Alain Delon, deci el a purtat pălăria respectivă într-un film. Și deci tu ai adus firma asta în România. Da. România. Am încercat să fac lucruri interesante pentru femeia din România, de altfel cred că mi-am folosit energiile și bani în sensul ăsta foarte mult. Nu știu, de multe ori mă gândesc că poate dacă mi orientam cel puțin și energiile și banii în direcții mai profitabile, ca să spun, aș fi putut face multe lucruri în sensul ăsta. Dar eu cu sufletul și cu inima sunt către modă și... Da. Dar mă scuz, te rog, cum ai remarcat sau ce ai remarcat femeia română, tovarăși, are o predilecție așa spre cum privește moda în general, în proporție de 90%. Ai făcut Eu cred un că studiu. Femeia din România este foarte cochetă. Și ea e cochetă nu de acum, după Revoluție, ci a fost dintotdeauna. Totdeauna. Chiar cu bani Pentru puțin. Că chiar cu bani puțin, ea încerca prin mijloace la îndemână, ca să spun, să arate bine. Și e un lucru de remarcat. După Revoluție, sigur că există, a existat posibilitatea asta de a ieși în străinătate și de a încerca să se educe în sensul
de a vedea ce se întâmplă în moda internațională. Din păcate, branduri internaționale în România n-au venit foarte multe, dar sunt convinsă că există un plus de valoare acum adăugat la ceea ce înseamnă vestimentația în România și din punct de vedere al creatorilor români și a influenței pe care îl are acest impact cu moda internațională. Deci eu zic că femeia din România știe să se facă admirată, să se facă plăcută și din punct de vedere al vestimentației. Dar spune-mi, te rog, tu, creațiile tale sunt în special pentru un anumit gen de doamne? Creațiile mele au cu predilecție o notă de romantism și în același timp de eleganță maximă. Da. Dar asta nu înseamnă că clientul care ne trece pragul trebuie neapărat să fie acela care să îmbrățișeze una din produsele sau unul din produsele vestimentare din colecțiile mele. Noi venim în întâmpinarea clientelei și dacă clienta noastră, de exemplu, dorește să se îmbrace masculin într-un de pies, de exemplu, cu un sacou și un pantalon stil masculin, chiar dacă nu mă reprezintă pe mine ca și creator, noi propunem o linie și îmbrățișăm până la urmă dorința clientului. Deci, practic, suntem aici să satisfacem orice dorință de a oricărei cliente și nu neapărat vrem să ne impunem stilul nostru. Într-adevăr, când venim cu creația și când facem o prezentare de modă, venim cu stilul nostru. Asta nu înseamnă că trebuie neapărat să te... Dar spune-mi, te rog... Orientezi numai către romantism, eleganță maximă. Spune-mi, lucrați, cum se spune, cu materialul clientului sau voi aveți materialele voastre? Nu, pentru că vrem să impunem un... din punctul de vedere impunem. Un grad al calității, în primul rând și al materialului, nu numai a manoperei, și avem un furnizor, chiar l-avem de multicel, un furnizor de țesături din Spania și avem un sistem de lucru destul de bine sau bine pus la punct, în sensul că vine un catalog de țesături de la furnizorul nostru înainte de a începe sezonul. Deci, practic, la sfârșitul anului vine pentru primăvară-vară. A venit pentru primăvară-vară la sfârșitul anului, acum în iarnă, da? Îl oferim clientelei noastre și alegem împreună cam ce piese de vestimentație ar vrea să-și execute în timpul celor 6 luni. Adică privim tot sezonul de primăvară-vară și ne gândim cam ce ar avea nevoie. Pe lângă evenimente speciale, poate au nevoie de toată ziua. Sigur, neapărat. Faceți și de astea de toată ziua, normal, nu? Normal, deci sigur lucrăm. Că nu... Lucrăm orice. Și atunci ne orientăm, alegem materialul, comandăm materialul și practic noi nu lucrăm pe stoc. Deci noi lucrăm numai la comanda clientului. Sigur, există acele prezentări de modă pe care, făcându-le pe dimensiuni de manechin, nu ai șansa să le vinzi chiar 100%. Ele se vând în timp, în funcție de clientul care se potrivește pe dimensiuni și modelul care e ales până la urmă de client, dar în același timp rolul lor este de a impune stilul sau de a fi remarcat din punct de vedere al stilului pe piață și de a promova până la urmă casa de modă, că este un moment în care îți promovezi casa de modă, casa în momentul în care faci o prezentare de modă. Eu îți spun, sunt lucruri foarte frumoase, materiale foarte fine, dar aș vrea să-mi spui pentru primăvara asta și vara viitoare, vara care, uite, bate și la ușă, cam care ar fi linia care pe care vrei tu să o impui? Da, noi am propus și combinații de alb-negru, foarte multe combinații de alb-negru, dar în același timp se poartă la fel de mult galbenul, se poartă vernilul, se poartă albastru, se poartă siclamul. Sunt multe culori și diafane, cum ar fi bananul sau verdele mai deschis. Sunt culori care se potrivesc anotimpului estival. Vara nu se poate fără culori pastel, pe de-o parte. Și există această
promovare, ca să spun așa, în rândul creatorilor de modă, de a merge și pe ideea de a purta pălărie. Pălărie cu borurile foarte largi, foarte largi. Fiind vară, sigur că este un accesoriu potrivit și, de altfel, cred că ar trebui să luăm în seamă și ziceam eu la un moment dat că o femeie trebuie să aibă în garderobă cel puțin două pălării. De ce? Explică. Pentru că este important că atunci când intri în biserică, chiar dacă te duci la un eveniment cum ar fi un botez sau cum ar fi o nuntă sau chiar o mormântare până la urmă, eu zic că pe lângă eleganța care ți-o dă o pălărie, este o obligativitate a femeii de a fi cu capul acoperit. Deci, cred că ar fi bine să ne gândim ca în garderoba noastră să avem cel puțin două pălării. Una de toamnă, iarnă și una de vară. Ele pot fi, până la urmă, gândite ca și culoare, așa fel încât să se potrivească cam la orice, în sensul că cea de iarnă poate să fie neagră, sigur, dintr-un fetru merge la orice, bun, și sigur. Merge la orice, iar cea de vară poate să fie foarte bine o culoare neutră, cum ar fi un bej. Sigur. Dintr-un pai special folosit la pălării și poate fi folosită foarte bine și, de altfel, are și rolul de a proteja fața de razele solare, la fel cum cea de iarnă are rolul de a proteja și părul de intemperinul, de din soare sau de ploaie. Și dă o notă de eleganță. Și dă o notă de eleganță și, până la urmă, am spus, lucrul ăsta este foarte important. Trebuie să intrăm într-o biserică cu capul acoperit. Dar îți mai spun ce aveți totuși pălăriile, sigur că pe orice doamnă o nobilează o pălărie, dar nu orice pălărie, trebuie să fii foarte eu. Deci nu orice pălărie, sigur că se spune că unele femei au cap de pălărie. Da, da. Că da, le da. Vine orice pălărie. Dar asta nu înseamnă că dacă nu ne vine orice pălărie, nu ne vine niciuna. Deci trebuie să căutăm acel model de pălărie și să probăm până când se potrivește o pălărie. Sigur, și materialul în care este făcut. De fapt, spune-mi, te rog, Romanița, ce rol au materialele în orice creație, în orice îmbrăcăminte? Că de obicei lumea, am văzut și eu, nu de obicei, dar la multe doamne am văzut, ei, nu contează materialul, poate să fie de 10 lei metru, că eu nu cred lucrul ăsta. Acum, știi cum e, că e vorba aia că nu haina face pom. Ce mare s-a făcut, dragă, ce repede trece timpul. Mai are un pic și face 2 ani și 5 luni. Doamne, nu se poate. Și ce copil superb este. Mulțumesc. Este da. Foarte energic și de-abia aștept să se ducă la grădiniță din toamnă. Se duce la grădiniță? Ai curaj să-l lași? Da? Păi da? De ce nu? Sper să se acomodeze da. Foarte repede, că este important pentru el să trăiască în mediul copii. Sigur, cu mulți copii. Da. Sigur că acum, da. Dar cum te descurci cu el? Stai cu el tot timpul sau cum? Nu stau tot timpul. Încerc să stau cât de mult, dar atâta timp cât pot să-l mai iau la servici, le iau la servici, iar în rest stă cu Silvia câteva ore pe zi. Da, din alea câteva ore el și doarme, deci practic avem timpul nostru, iar în weekend non-stop. În weekend, da. Și unde ați fost împreună? Eu am fost la munte. Vă duceți, da? Ne ducem, da. Da. Spune-mi, te rog, rămăsesem la discuția despre materiale. Ce importanță au materialele din care sunt lucrate aceste rochii? Care își face fiecare? Există importanța lor. Noi încercăm să sugerăm doamnelor și domnișoarelor că important este și croiul, importantă este și execuția, dar până la urmă, dacă n-ai pe ce să croiești și n-ai ce să execuți, practic nu există materia primă de calitate, ai probleme. Ai probleme și la portul vestimentației, dar în același timp și la, cum să spun eu, folosirea.
confecție în timp. Sigur că ei se deteriorează mai repede, imediat, sigur. Dacă materialul nu este de bună calitate și la urma urmei mai bine să cumpărăm mai puține și bune decât multe și de calitate proastă. Să nu zic proastă, dar cam asta este. Da, spune-mi, Romanița, care deosebirea între o haină, adică o haină de firmă și o haină de nefirmă? Că aud discuția asta mereu, eu vreau o haină de firmă, contează și firma până la urmă, dar mă rog. Acum chestia asta cu firma, trebuie să ținem cont de faptul că până la urmă din prețul pe care îl dăm, dacă cumpărăm o haină de firmă, peste 50% este firma. Brandul. Cumpărăm da. Brandul. Dacă noi dorim și ne simțim noi bine și ne permitem să avem un lucru de firmă, în spatele acestei firme, trebuie să știm foarte clar că există o calitate. Asta e evident. Că un brand nu poate să ajungă la înălțime dacă el în timp nu promovează calitatea. Calitate la materie primă, calitate la manoperă. Dar în același timp, prețul corect este adăugând 50% sigur. Că plătim brandul respectiv. Nu e și o chestie respectiv. De snobăreală câteodată până la urmă? Depinde ce ne dorim. Dacă ne dorim să ne îmbrăcăm numai de firme, într-adevăr știm că avem o constanță în calitate. Deci asta este evident. Dar în același timp trebuie să ne asumăm faptul că 50% plătim acea etichetă. Dacă ne asumăm lucrul ăsta, este ok. Nu cred că este neapărat de snobism. Până la urmă este un mod de viață. Da, sigur. Ăsta da. E modul de viață. În același timp, poți cu un material echivalent celui folosit de o firmă, da? Să-ți lucrezi o piesă vestimentară la un sfert din preț. Sau, mă rog, nu chiar un sfert, dar o treime tot ajungi. Tot, bă, da. Și chiar mi-ai oferit un calendar superb. Foarte frumos calendar, excepțional, o să le arătăm telespectatorilor. Ne vorbești despre el un pic, că nu prea mai avem mult din emisiunea asta. Da, am avut marea bucurie de a o cunoaște pe Dana Maitec. Este o doamnă fotograf care trăiește mare parte din viața ei la Paris. Dar în august anul trecut a venit în România pentru ceva vreme și așa am cunoscut-o. Am realizat împreună cu ea, de amorul artei, câteva fotografii. Și la sfârșitul anului trecut ne-am gândit noi că ele sunt foarte frumoase, toate sunt alb-negru și ce-ar fi să le folosim într-un scop mai deosebit, să le valorificăm într-un fel și așa a luat ființă acest calendar. El e un calendar sau reprezintă, se vrea un calendar aniversar. Am zis că împlinindu-se în vara acestui an, cei 18 ani, să marcăm într-un fel. Așa mi-am adus aminte că primul meu business a fost un calendar, știi? Și când te gândești că primul business a fost un calendar pe care eu l-am lucrat pentru o companie și am luat bani pentru acel serviciu al meu de a realiza acel calendar, iată că la majoratul firmei am reușit să facem un calendar de imagine, până la urmă. Superb, da. El este da. Oferit în exclusivitate, fiind și o ediție limitată. Clientelei noastre de-a lungul celor 18 ani, noi sperăm să reușim să îi adunăm pe toți la un eveniment de aniversare a celor 18 ani și de altfel am folosit o fotografie împreună cu Albert în luna octombrie, în luna în care noi doi ne-am născut. Este singura fotografie cu Albert din calendar. Fotografii cu Albert mai sunt, dar nu le-am pus în calendar. Ele sunt fotografii personale de familie și impactul acestui calendar sper să fie cel pe care ni-l dorim. Adică pur și simplu să marcăm acei 18 ani de activitate. Calendarul e foarte frumos, o să repet, o să vi-l arăt, stimați telespectatori. Spune-mi, Romanița, în afacerea pe care ți-ai derulat-o de 18 ani, a avut vreo influență asupra vieții tale personale, asupra, crezi că pentru o femeie de afaceri, afacerea în sine și lupta ca afacerea să fie prosperă poate să-i afecteze un pic din timpul pe care ar trebui să-l acorde vieții personale? Da, evident. Cine spune că mă afectează, minte.
mulți ani, în primul rând, n-am avut viață personală, practic, a primat cariera. Deci sunt o femeie prin constituția mea, o femeie de carieră. Și mi-am dorit acest lucru, deci nu a fost un lucru, să zic, conștient. Conștientă de faptul că îmi privez viața personală datorită carierei, sau mă privez de viața personală datorită carierei, am vrut să fac carieră, evident. Da, și ai făcut și totuși ți-ai impus, ai spus, vreau să am și un copil și uite că l-ai și un copil superb. Da, mi-am dorit, nu că mi-am impus, că aici, ți-ai dorit. Aici nu e da, cazul ți-ai dorit. Impus, da, ți-ai dorit un copil. Mi-am dorit să am un copil, mi-am dorit să mă căsătoresc atunci când m-am căsătorit, deci nu mi-am dorit înainte să mă căsătoresc. Da, atunci da. Când am vrut să mă căsătoresc, m-am căsătorit sau mă rog, am simțit că vreau să mă căsătoresc. Și cu aceea viața, persoană, nu că neapărat ai vrut să te căsătorești. A avut niciun regret și nici nu o să am, că nu sunt omul care să regrete ceea ce a făcut. Deci eu sunt omul care trăiesc și în momentul în care se întâmplă ceva, trec mai departe și nu mă uit cu regret în spate. Până la urmă, viața mea asta e formată din lucruri majore, mai puțin majore, din lucruri bune, mai puțin bune. Cred că viața fiecăruia e o alcătuire sigur. A unor momente fericite și mai puțin fericite. Este foarte important că există Albert. Este cel mai important că există Albert. E cea mai importantă ființă din viața mea. Și e sufletul meu. Va fi și va rămâne toată viața. Dar înțeles va mai întâmpla să mai fie un frățior sau să fie o surioară, cu mare drag cred că o va primi sau îl va primi și Albert. Și cu siguranță viața este făcută sau e dată de Dumnezeu să o trăim curat, să o trăim frumos, să o trăim cu zâmbetul pe buze și eu asta fac și asta îmi doresc. Și toată viața asta voi face. Dar spune-mi totuși, Romanița, ce rol crezi că are căsătoria în viața unei femei? Cred că este foarte important că atunci când îți dorești o persoană cu tot sufletul, atunci când îți dorești o persoană să stea alături în toate momentele vieții și să ajungi acasă să te întâmpine cu drag sau invers, să fii tu acasă și să-l întâmpini cu drag atunci când vine acasă, este foarte important ca acea relație să fie împlinită prin momentul care se numește căsătoria. Pentru că, până la urmă, este un moment, o clipă. Se întâmplă acea căsătorie într-o fracțiune de secundă, știi? Uniunea celor două suflete, o uniune oficială, că ea oricum există, că altfel n-ajungi la cea oficială dacă nu există. Și lucrul ăsta e un lucru cu care ne-am născut, deci ne-am educat în sensul ăsta și este bine că există până la urmă. Dar crezi într-o căsătorie care poate să dureze o viață întreagă? Aici... Dar să dureze de adevăratele, nu așa cum... Da, bine, sunt excepții. Știi? Sunt excepții foarte, foarte puține. Cred. Deci este o stare a mea permanentă de optimism. Am această stare de optimism. Cred în căsătorii care poate să dureze sau în relații deosebite, suflete pereche, care poate să dureze o viață. Este foarte important ca acea relație să fie într-adevăr o relație deosebită. Deci nu vorbesc de căsătoriile de complezență sau trăite în compromis. E vorba de căsătoriile curate și trăite la intensitate maximă și într-o lumină și într-o fericire desăvârșită. Sunt cupluri care reușesc acest lucru în timp, sunt într-adevăr foarte puține, dar ele există, cu siguranță. Și eu cred că există cu siguranță, mă rog, asta e. Romanița, te rog acum în încheiere să le spui ceva, să le transmiți ceva doamnelor, domnișoailor și domnilor din județul Vrancea, bineînțeles. Nu pot decât să le mulțumesc pentru sprijinul pe care mi l-au acordat de-a lungul ultimilor ani prin intermediul acestei emisiuni pe care tu ai reușit să o proiectezi, așa ca să spun, pe ecranele de televiziune. Și pentru că este o zi specială, este 8 martie,
normal că femeia trebuie iubită, trebuie iubită în fiecare zi, da? În special în ziua asta a lor, a femeilor, a noastră, trebuie să ne gândim că fără femeie nu putem trăi și ca ea să fie femeie, trebuie să fie iubită. Deci insist pe acest lucru că este esența vieții. În primul rând, o femeie nu poate trăi fără iubire și atunci cel care e în stare să-i ofere iubire a acelei femei e până la urmă cel pe care și femeia îl va iubi. Cu siguranță asta. Romanița, îți mulțumim foarte mult, mult succes și abia aștept să vină 4 iunie, ai spus? Sau 4 iunie, uite, ai reținut. 4 iunie, cum să nu rețin? Succes și felicitări pentru toate cele pe care le faci.